În urma unei razii, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate, au depistat un tânăr în vârstă de 21 de ani în municipiul Drobeta Tunu Severin, asupra căruia a fost găsit un plic ce conținea o substanță vegetală suspectă, care a fost ridicată și trimisă la laborator pentru efectuarea expertizei. Față de persoana în cauză, polițiștii au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și consum de droguri de risc. Pe lângă droguri, polițiștii au confiscat un cuțit care a fost găsit asupra unui tânăr de 24 de ani. Un alt bărbat se distra copios cu un pistol de calibru 9 mm și mai multe cartușe. Acum dă explicații la poliție și este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Aflați cum vă puteți proteja contul, cardul bancar și cum puteți evita fraudele mai târziu în știri în cadrul campaniei Fi puternic, fi informat.